După tragedia din Clubul Colectiv s-a declanșat o adevărată isterie iscată de lipsa autorizațiilor emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. A fost un semnal de alarmă și pentru autoritățile locale din Giurgiu, care au început să verifice și instituțiile publice din subordine. Astfel s-a descoperit că ATN-ul Nicolae Bălănescu funcționează încă de la deschidere din 2009, fără aviz de securitate la incendiu. În aceste condiții, primăria a decis întreruperea tuturor activităților culturale la ATN, dar și la Centrul Cultural Ion Vinea, urmând să se facă și aici verificări. Directorul instituției, Virgil Pețanca, spune că s-a ajuns în această situație din cauza haosului din primărie, în ceea ce privește documentația lucrărilor de la Ateneu. Ne luând apărarea nimănui și o bună parte din angajații actuale primării, în speță conducerea, nu știu unde sunt anumite acte care ar putea să ne fie necesare și să ne ducă cumva la demararea obținerii acestor autorizări. În urma expertizei PSI de la Ateneu s-au constatat unele neconcordanțe între proiectul tehnic avizat în 2006 de către cei de la ISU și lucrarea finală, în sensul că ușa nu se deschide cum ar trebui sau că au apărut mai multe scaune în sală și în loje. În plus, recepția finală a lucrării a fost făcută intern, fără specialiști de la ISU sau de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Directorul Centrului Cultural Ion Vinea este de părere că neregulile pornesc tot de la instituțiile cu atribuții de control. Dacă e să căutăm, mi-e place să caut răul la rădăcină. Eu stau și mă întreb cine a dat autorizație de la pompieri ca să construiască așa cum s-a construit, dacă ei socotesc că nu este în regulă. Deci pe mine chiar m-a deranjat când au venit imediat la 3-4 luni de zile să mă controleze, întrebându-i pe bună dreptate pe acei domni de atunci, pentru că acum s-au schimbat și la dâns și mulți și multe cadre. Dom'le, stai așa, de ce vin metal la mine acum și n-ai venit la recepție? Într-adevăr, la recepție și să controlezi constructorul, la faza de proiect, la faza de executare, la faza de atâtea faze, până la faza de dare în folosință și recepția finală. Obținerea autorizației de securitate la incendiu depinde acum de expertiza tehnică pe care o va efectua o firmă specializată. Până atunci, Ateneul Nicolae Bălănescu nu va mai găzdui niciun spectacol. S-a luat în calcul desfășurarea activităților culturale în incinta Teatrului Tudor Vianu, însă de astăzi și această instituție și-a închis porțile și caută să prezinte spectacolele în alte locații. Motivul invocat este același, lipsa autorizației privind securitatea în caz de incendiu.